seara, stimați telespectatori, am venit la Spitalul de la Jud ca să stau de vorbă cu doamna manager, cu doamna Monica Bercea, cu care v-am obișnuit de luni bune. Din păcate, spun eu, pe 23 august, uite, ziua eliberării de sub jugul fascist. Exact. Așa am învățat noi la școală. Generația noastră. Generația noastră, pe 23 august, doamna își încheie mandatul, dar și îl încheie cu cinste mare, pentru că acest spital de la Jud se poate spune că este unul dintre spitalele foarte, foarte bine văzute la nivel de țară și nu numai, pentru că se știe, dar știu că în timpul campaniei de COVID au venit aici și oameni din străinătate care s-au vaccinat, au venit oameni din toată țara și toți au plecat foarte mulțumiți. Asta nu o spun din auzite, o spun că eram aici, soțul meu s-a vaccinat aici la spital și am stat de vorbă cu mai multe persoane care au fost foarte încântate de modul cum s-a desfășurat acea campanie. Bună seara, doamna manager! Bună seara, bine ați venit! Îmi face o mare plăcere să vă revăd. Cu toată inima și cu toată convingerea o spun, sper și de acum înainte să ne revedem în aceleași și eu cu aceeași momente convingere am venit, da. În aceleași momente plăcute. De ce? Pentru că noi aici în spital continuăm 24 de ore din 24 să aducem alinare, să facem bine, să ne asigurăm că toate lucrurile merg pentru pacient, pentru cei care locuiesc în Jud și pentru cei care locuiesc în împrejurimi și, bineînțeles, cum ați zis dumneavoastră, pentru pacienții din toată țara care vin la noi din cauza acelor lucruri extraordinare pe care medicii noștri din Spitalul Municipal Jud le fac continuu zi de zi. Și nu numai avem oameni reprezentativi. Aveți oameni reprezentativi, îl cunosc foarte bine pe domnul doctor Bârgu, care este foarte căutat la nivel de țară, vin oameni să se opereze aici. Domnul doctor Vladoslav, care este un nume... I-am cunoscut pe tot, vă rog să-i spun, să le spuneți dumneavoastră numele, că eu nu-i rețin. Da. Domnul doctor pediatru, șeful secției. Domnul doctor Tănase. Adrian. Avem doctorița Fitrolakis, care este medic, doctor în medicină, tot pediatră, care este alături de noi, care am prezentat-o în interviu. Da. Avem propriul nostru medic epidemiolog cu normă întreagă, care a venit de la București, cum la Spitalul Ieies. Doamna doctor, doamna doctor epidemiolog Papasteri, Lucia. Sunt foarte mulți doctori, doctorița ateistă, doamna doctor... Nu-i mai spun domnișoară, pentru că între timp s-a căsătorit. Se numește doamna doctor Gherghe, doctorița Potorac, ca și domnișoară, care a fost alături de noi imediat cum a terminat rezidențiatul. A rămas alături de noi și va rămâne, pentru că s-a căsătorit cu domnul doctor Gherghe, medic de familie, și va rămâne în Jud. În Jud. Da. Doamna manager, dumneavoastră ați dat concurs când? În ce an ați dat concursul pentru acest post? În 2018. În aprilie 2018 am fost numită director, manager interimar și în august 2018 s-a organizat între timp concursul. Am luat acest concurs și din data de 24 august 2018 sunt manager la acest spital. Da. Înainte dumneavoastră ați lucrat tot în spital, erați director economic. Nu, nu, nu am lucrat la RUNOS, la biroul RUNOS, pe salarizare. Pe salarizare. Da. Pentru că aveți studii economice. Cum să nu? Aveți sunt economist. Sunteți economist. Da. Doamna manager, haideți să o luăm un pic da capul, cum se spune la noi în muzică. Da capul alfine, dar eu sper să nu fie alfine acum, sper să rămâneți în continuare
managerul acestui spital, pentru că știu că ați fost foarte mult suflet și ați făcut foarte multe lucruri bune. Haideți să o luăm un pic așa, cu începutul. Primul an, când ați venit aici, ce v-ați propus când ați, după ce ați obținut? Primul an, în 2018, chiar din primele luni în care am venit, din aprilie, m-a preocupat și primul meu lucru care l-am dus la bun sfârșit a fost ca serviciul de analize medicale să nu mai fie externalizat, ci să avem propriul nostru laborator de analize medicale. Nu era laborator? Era laborator de analize medicale, în schimb, acest serviciu era externalizat. Externalizat. Da. La o altă firmă de foarte mult timp, din 2008, acest serviciu era externalizat. Eu mi-am dorit foarte mult, alături de colectivul din laboratorul de analize medicale, ca acest lucru să rămână la noi și să oferim noi acest serviciu populației la parametri de excelență chiar. Se plătesc aceste analize? Sigur că da, suntem în contractare cu casa, am fost în contractare cu casa pentru că am reușit acreditarea acestui laborator de analize medicale. Deci asta noi, a fost primul nostru succes. Primul nostru succes. Și mare succes de altfel. Da, exact așa. Următorul gând mare a fost o nouă structură a paturilor din spital. În urma acestei noi structuri am reușit ca pe etajul 4, unde înainte era pediatria, să avem 12 paturi de îngrijiri paliative, singurele 12 paturi de la noi din județ și 30 de paturi de recuperare. Asta a fost în al doilea an. Da, a fost început cu data de 2019, la sfârșitul anului. Noi am început acele note de fundamentare și acea discuție cu Ministerul Sănătății, pentru că dânsii aprobă și vizează aceste noi structuri de paturi. Le-am început din mai. Și toate s-au derulat până în septembrie 2019, când am primit acea aprobare de la minister. Și din noiembrie am reușit să ducem și să facem ca acest compartiment de îngrijiri paliative să funcționeze. Doamna manager, spuneați că la etajul 4, unde a fost pediatria. Pediatria unde este? Unde ați mutat-o? Ați avut suficient spațiu ca să puteți sigur să vă descurcați? Sigur că da. A fost această mutare, de fapt și de drept, a fost firească și normală. De ce? Etajul 4 a rămas pentru bolnavi cronici, etajele parterul, etajul 1, etajul 2 și etajul 3 pentru bolnavi acuți. Și atunci, la etajul 1 s-a mutat doar secția de interne, 46 de paturi, din care 8 paturi pe compartimentul de hematologie, 8 paturi pe compartimentul de cardiologie. La etajul 2 sunt secția de chirurgie cu compartimentul de ATI și compartimentul de ortopedie-traumatologie. Din cadrul secției de chirurgie face parte și compartimentul de chirurgie plastică, unde avem reprezentare prin domnul doctor Mihai. Proaspăt, putem să spunem, angajat, care a fost alături de noi din 2019. Este alături de noi din 2019, în urma concursului pe postul respectiv. Iar la etajul 3 este secția de pediatrie cu 26 de paturi, compartimentul de obstetrică ginecologie cu 10 paturi și compartimentul de neonatologie alături cu 4 paturi, alături de blocul operator, sala de nașteri, tot ce îi trebuie unui spital. La obstetrică, da. Ați adus dumneavoastră niște îmbunătățiri după ce ați venit pe această funcție? Pe orice etaj, în orice compartiment, oriunde, m-am preocupat continuu pentru a aduce îmbunătățiri. De ce? Am considerat că
prima investiție și cea mai utilă pentru acest spital, orice manager gândește la fel ca și mine, a fost în aparatură medicală, în personal obligatoriu, da, în personal calificat, da. Bineînțeles, și bineînțeles în confortul pacienților. Acest confort al pacienților este foarte important. De ce? Dacă tu aici vii bolnav cu o anumită afecțiune care, bineînțeles, te face să ajungi la poarta spitalului, aici încercăm să-ți fie cât mai bine în ceea ce privește confortul tău. Adică în toate saloanele avem la momentul de față televizoare, frigidere, aer condiționat aveți? În unele saloane avem și aer condiționat. E o problemă, da. Este o problemă, dar în același timp, să știți, marea noastră problemă la momentul de față este rețeaua de energie electrică, care este din 1989, de când s-a dat în folosință spitalul. Trebuie, bineînțeles, o nouă reorganizare a ei, o refacere completă, putem să spunem. Dar sunt preocupat pentru așa ceva? Da, este preocuparea noastră. Am avut marea șansă cu primăria. A făcut special și a depus un proiect pentru reabilitarea spitalului. Primărie de acum? Sau vechea primărie, da. Nu, da. Este aceeași primărie. Este în urmă cu 4 ani, s-a depus acel proiect de anvelopare și eficientizare, care ar cuprinde și această refacere a instalației și instalației sanitare. Costă mult această... Foarte mult. Este un proiect foarte de anvergură pentru noi ca și spital. Firesc și normal, în schimb și noua conducere de la primăria Ațut s-a preocupat din primul moment să meargă și să poată promova acel proiect, știind foarte bine că ar fi extraordinar pentru spital. Acest spital este din 89? Da, s-a dat în folosință în 89. Asta uitasem. Da. Această nouă locație. În această nouă locație. Înainte unde era spitalul? Era un spital în Ațut. Da, cum să nu? Era pe... Acum, momentan, este judecătoria de la noi. Acolo era spitalul și, bineînțeles, aveau secții, cum ar fi maternitatea, într-o altă locație. Deci erau pavilionate. Dispersate. Da. La momentul de față este monobloc. Așa se construiau la acel moment toate spitalele din țară. Ca și spitalul nostru, sunt multe spitale în acea perioadă construite după acel proiect, în acel mod. Știu că dumneavoastră v-ați preocupat foarte mult să aduceți persoane specializate în acest spital, supra-specializate. Da. Și ați reușit. Cum ați reușit? Pentru că să știți că majoritatea spitalelor se... vaită șefii spitalelor că nu au personalul și noi la fel suntem în aceeași situație deosebit de crâncenă, putem să spunem, atâta timp cât la noi, vă dau un exemplu, este un singur medic ateist de anestezie terapie intensivă, atât. Vă dați seama, și la momentul de față medicul nostru este însărcinat, o să-și ia concediu de prenatal. Cum? Și apoi... Ai o doamnă? Da. Doctorița Potorac. Da. Doctorița Potorac. Este fericită, va avea un copil, o fetiță. Doamne ajută. Și ce poți să face? Cine o să suplinească? Pentru că se fac multe operații. Da. Și ne-am preocupat, am scos la concurs acel post, știind despre această
situație. Da? Sigur că da. Și s-a prezentat cineva? Da, și a depus dosarul fostul medic anestezist, domnul doctor Șorogăilă, care a lucrat la noi. Și unde a plecat? A plecat în pensie. A, e la pensie. Este la pensie. Va trebui obligatoriu să vedem ce putem să facem legal cu acest mare disconfort pentru spitalul nostru. Să vedem cum putem să suplinim perioada aceasta de concediu a domnișoarei doctor. Aveți aici și secție de urgențe, am văzut. Avem compartiment de primire urgențe. Unde avem doctorul aveți nostru. Aveți medici mai dumneavoastră de aici? Da, sau doamna doctor Luca, care este medic specialist primire urgențe, și domnul doctor Bețișor. Și domnul doctor Bețișor. Cum să nu? La ora actuală, doamna manager, cam câți oameni, câte cadre specializate v-ar mai trebui? Mă refer la medici. La medici? Da. Doamne ajută, fără număr. Este o întrebare, da. Doamne. Da. Pe posturile libere pe care le avem, atât în ambulatorul de specialitate cât și în spital, s-au publicat anunțuri pentru ocuparea acestor posturi. În schimb, nu am primit decât de la două persoane, doi medici, un medic pe anestezie terapie intensivă, domnul doctor Șorogăilă, și celălalt medic în cabinetul din ambulator de dermatologie. Pentru că asta este problema gravă a spitalelor din România, faptul că medicii încă vor să plece în străinătate, deși salariile lor au crescut simțitor, cu toate astea nu se pot, nu numai salariile contează, exact. Doamna manager la spital la Jud, eu cred că orice medic s-ar bucura de confort și de ceea ce are de aparatură medicală. Un colectiv extraordinar. Un colectiv foarte unit, am văzut. Oameni deosebiți aici la spital. Exact. Vin cu foarte mult drag, să știți. Exact. Să-i revăd în fiecare lună. Da? Și le mulțumesc la toți cei care lucrăm în acest spital pentru contribuția fiecăruia. Ce aparatură ați achiziționat, doamna manager? Că știu că ați mai... Momentul de fapt. Deci, noi am făcut investiții continuu. Din prima lună în care am fost investită și apoi cu concurs luată, am investit în acest spital pentru că am considerat că dacă nu facem atunci când trebuie obligatoriu, se poate să fie prea târziu și nu avem această posibilitate. De fiecare dată s-a investit în structura acestui spital, s-a investit în băi, am făcut noi compartimente. Care sunt cele noi? Compartimentele noi? Care sunt noile compartimente? Am discutat mai devreme. Da, așa este, da. Și în același timp, pentru ca aceste permutări de compartimente să se poată produce, vă dați seama că a trebuit obligatoriu să lucrăm foarte mult în acele saloane. Dar am reușit să o facem cu personalul nostru angajat, cu ajutorul primăriei, cu personal de la primărie. De fiecare dată ne-am descurcat fără firme externe și suntem mândri că am reușit să facem aceste lucruri. Ce mai pot să spun? Sunt în perioada, toată lumea știe că în anul 2020 a fost cea mai cruntă. Da, despre asta vreau să vorbim, despre perioada COVID. Da, cea mai cruntă. La ora actuală aveți pe cineva bolnav de COVID aici? Nu, deci niciun caz nu este. Nu avem niciun caz. De la mijlocul lunii iunie nu mai avem niciun caz de COVID la noi în spital. Dar în situația, mă scuzați, vă rog, în situația în care ferească Dumnezeu ar începe iar să ați avea posibilitatea, sunteți pregătiți? Suntem obligați să avem. Pentru și v-aș lua toate măsurile de precauție, aveți tot ce vă trebuie. Sigur că da. Întotdeauna, la momentul de față, suntem pregătiți pentru, așa cum se zice, de un alt val. Să sperăm că acel val nu va afecta România,
dar prea puternic, au început să mai fie niște cazuri, dar poate dă Dumnezeu Doamne ajută, Doamne ajută. Contează foarte mult dacă, într-adevăr, fiecare dintre noi este conștient, se vaccinează și face de așa manieră încât să nu fie afectat de acest virus care... Suspect, până la urmă, știți, mi se pare... Care a făcut ravagii în toată lumea. Doamna manager, de fapt am vrut să vă întreb de la început, dar ne-am luat cu vorba. Ieri ați avut o situație foarte neplăcută aici în spital. Da, despre ce a fost vorba? Că am dat și noi la știri și vreau să ne explicați despre ce a fost vorba. Un pacient de pe secția de chirurgie internat la noi de cu 5 zile înainte, la un moment dat, într-un salon cu 4 paturi, cu alți 3 colegi, s-a trezit din somn, a ieșit pe culoar și a forțat ușa de pe scările de situații de urgență, a ieșit și considerăm noi că s-a aruncat de la etaj. Deci a fost o tentativă de o tentativă, s-a sinucis. S-a sinucis. Câți ani avea această persoană? 64 de Doamne, ani. Doamne, și ce boală avea? De ce credeți că... El a venit suspect de pancreatită, nu s-a concretizat acest lucru, era în investigații, s-a făcut CT-ul, urma să îi se facă și o colonoscopie și toate aceste lucruri nu au dus la un rezultat negativ care să fie în urma căruia dânsul să fie foarte afectat. Da, credeți că avea probleme psihice totuși? Nu avem. Nu știți. N-a avut internări la psihiatrie? Niciodată. A flacat efectiv. A fost om. Da. Ferească Dumnezeu. Ferească și a murit. Adică a căzut de la ce etaj? De la etajul 2 s-a aruncat. Familia avea? A venit oamenii? A fost anunțată familia. O situație cumplită, exact. O situație. Transmit și pe această cale condoleanțe sincere, condoleanțe familiei. Mi pare foarte rău. S-a demarat o anchetă a poliției. Bineînțeles, am demarat și noi o anchetă internă care va vedea care a fost această cauză și de ce această persoană. Și credeți că au fost, nu implicate, dar au fost și persoane de aici, din spital, care au neglijat anumite lucruri, de au dat posibilitatea acestui om să se sinucidă? Nu există. Noaptea s-a întâmplat? Nu, ziua, la ora. Ziua? Da, 16. Doamne, îngrozitor. În jurul orei 16 și 10 s-a întâmplat acest nefericit eveniment. Ați mai avut situații de genul ăsta? Nu. Cu ani în urmă s-a mai întâmplat aceste lucruri, dar acele persoane aveau într-adevăr probleme psihice. Da. N-aveți secție de psihiatrie aici? Nu avem secție de psihiatrie. Nu avem nici măcar reprezentare în cabinetul din ambulator. Așteptăm medicul care își termină anul ăsta rezidențiatul să vină la post. Dumnezeu să vă odihnească și ne pare și nu ne-a părut foarte rău și nouă când am fost înștiințați. A fost o situație foarte neplăcută, îngrozitoare, nu neplăcută. Să știți, noi ca și spital am făcut tot ce ne-a stat în putință, cu cadre medicale. S-a întâmplat ca în compartimentul de primiri urgențe să fie la fața locului 4 medici care i-au acordat ajutor. Din punctul nostru de vedere s-a făcut tot ce s-a putut face. Dar probabil că a murit pe loc, nu? Da. Era mort da, în momentul în care a fost găsit. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Pe toată lumea. Doamna manager, spuneți-mi, vă rog, în ceea ce privește condițiile din spital, le-am arătat. Sunt condiții în spital, este foarte curat, totul este pus la punct, nu vă poate nimeni reproșa nimic. Medicamentele și hrana bolnavilor este asigurată toată? Fără niciun fel de problemă. Da. În ceea ce privește medicamentele pacienților nu au fost niciodată lacune la noi în spital. Ba, dimpotrivă, am reușit în această perioadă să avem o conlucrare fructuoasă cu toate spitalele din jur. De ce? Împrumutând și pe alții în cazul în care la momentul respectiv nu aveau
acele medicamente care le trebuia. Deci nu puneți, nu trimiteți bolnavii să-și cumpere medicamente niciodată. De la farmacia de peste nu. Drum? Nu. 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 La noi, la noi în spital nu se, nu se întâmplă așa ceva. Nu se întâmplă acest lucru. Și în ceea ce privește hrana bolnavilor, iarăși foarte important. Foarte important, într-adevăr. S-au dus și continuăm să facem, să avem, să fim aplicați asupra acestui lucru. În schimb, în ceea ce privește legiuitorul, ne-a pus o mare stabilă, 11 lei pe zi. Toată ziua? Da, 11 lei pe și zi. Și ce poți să le dai oamenilor de 11 lei? Încercăm, încercăm să ne descurcăm. De exemplu, o zi de hrană, dimineața, ce poți să le dai la numai? La noi dimineața, în mare parte, este cu telemea, ceai, telemea neserată, neserată, da. Ceai, ouă fiert. Uite, un... La prânz, ciorbă și felul 2, de fiecare dată, întotdeauna, da. Întotdeauna. La mijlocul perioadei, să știți, există o gustare de o, ori un fruct, ori ceva ambalat. Seara, de fiecare dată, se adaugă, se pune la masa bolnavului, ori o mâncare gătită, cum ar fi macaroane sau ceva pe bază de paste, sau paste da. Făinoase. Mă rog. Dar bolnavii au posibilitatea să suplinească hrana da, cu ceea ce li da. Se aduce din familie, nu? Așa este. Așa asta este. Este situația. Eu nu pot să înțeleg pe cei care coordonează această situație, cum pot să dar nu 11 lei pentru... S-a vorbit de la nivel național. De ani de zile se vorbește. Dar poate până la urmă se va rezolva care și urma? Această... Care urmă? Să sperăm care că urma? Se va rezolva și această problemă. Să știți, bine, da. Pot să mai adaug ceva. În perioada de pandemie, să știți că în acea perioadă crâncenă pentru toată lumea, noi ca și spital, ca și echipă din spital, am inițiat două proiecte prin fonduri europene în valoare de aproape cu aparatură medicală și investiții în infrastructură de aproape 5 milioane de euro. În perioada de pandemie? Da, începând cu luna. Proiecte pentru... Da, cu fonduri europene, singuri, noi, fără ajutorul... Și vi s-au aprobat? Da, suntem în licitație cu ambele proiecte. Și ce anume? În ce constau aceste proiecte? Dacă îmi permiteți, aș putea să vă dau câteva exemple. Ce anume ar trebui să se cumpere cu aceste proiecte. 3 mese chirurgicale în cele 3 săli de operație. 3 lămpi știalitice pentru sălile de operație, 4 aparate de anestezie, 6 pandant pentru sălile de operație, aspiratoare chirurgicale 3, electrocauter 3 pentru fiecare sală de operație, trusă instrumentar, masă cu instrumentar și mobilier, toate 3, mesele noi, ecografe 2 bucăți la foarte performante. Avem un aparat de radiologie mobil pentru secții și pentru acei pacienți care nu se pot deplasa și vom avea și aparat de radiologie în blocul operator, în sala de operații pe ortopedie. Toate paturile vor fi schimbate, toate 165 de paturi din spital vor fi schimbate prin acest proiect. Vom avea sistemul de mărunțire și sterilizare a deșeului infecțios, lămpi, robot de dezinfecție, sterilizatoarele, amândouă aparatele de sterilizare vor fi schimbate, mașini de spălat instrumentare, am schimbat grupul electrogen deja din aceste proiecte, compresorul, avem tunele de dezinfectare, avem tărci pentru pacienți, avem lata de transport sânge obligatorie, avem linia de spălătorie. La noi în spălătorie s-au schimbat și spălătoria la noi, la momentul de față,
este conform standardelor europene, cu barieră. Vom avea 3 ventilatoare, stație de monitoare pentru ATI. În cât timp credeți că o să reușiți? Până la sfârșitul anului. Până la sfârșitul anului. Așa mai departe, monitoare, că se termină emisiunea. Da, monitoare cu funcții vitale, 15 bucăți injectomate, sistem de distribuție gaze medicale, pătură cu aer cald pentru pentru pacienții din ATI, aparat de sterilizat ploști, dulap de încălzire soluții, turn la paroscopie, troliu, anestezie, câte 2-5 bucăți, EKG-uri, concentratoare de oxigen, ecograf portabil, 2 bucăți, brancard electric, 5 bucăți, paturi ATI, 6 bucăți, paturi speciale pentru ATI, sistem de identificare pacienți, un sistem foarte inovator de identificare a pacienților prin îmbrățări. Foarte multe interesant. Lucruri noi vor fi cu aceste, cu aceste noi aparate și sisteme care vor fi la noi în spital până pe data de 31 decembrie. Doamna manager, eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc numai bine, ne vedem și luna viitoare și nu numai, eu sper că o să continuăm cu aceste emisiuni, pentru că eu nu pot decât să vă felicit, pentru că știu, am fost aici tot timpul și știu câte lucruri foarte bune ați făcut, ați realizat la acest spital. Vă doresc numai bine. Tuturor celor care lucrează în acest spital, pentru tot ce au făcut și ce o să facă de acum înainte, pentru binele pacientului. Vă doresc numai bine, ne vedem în luna august. La revedere, stimați telespectatori! La revedere, mulțumesc!